Dragi prieteni ai emisiunii Satul Argeșean, bine v-am găsit! Emisiunea care urmează este dedicată jocului popular, acelora dintre dumneavoastră care doriți să vă reîmprospătați memoria cu ritmul și pașii dansului popular și, în egală măsură, acelora dintre dumneavoastră care poate sunteți la o răscruce și doriți să rupeți puțin din timpul dumneavoastră pentru a îmbrăca încă o dată haina tradițională românească. Bună ziua, dragi copii! Bună ziua! Nu e bine, bună ziua! Repauza asta. La mulți ani, în 2016, este prima oră, prima ședință de repetiție în acest nou an. Vreau să avem performanțe mult mai mari decât anul trecut, să învățăm mult mai multe dansuri, atât muzică, jocuri populare, cât și dans modern. Sunteți de acord cu mine? Da! Toată lumea este sănătoasă, nu avem amețeli, nu avem nimic, da? Da! Suntem buni de dans? Da! Haideți să ne aducem aminte de suita din Muntenia. Vă rog, la jumătate desprindeți și mergeți în lateral pentru dans de Muntenia, pentru horă. Mânuța în șol, capul sus, un pas în față acolo. Și aici, capul sus, vreau să avem strigătură. Da? E dans de mușchel. Rămâi un pic cu mine că... Bun. Păi dacă sunteți gata... trebuie să fiți atenți la sfaturile mele, da, ce vă spun eu, capul sus, privirea în față și mergem. Haideți să începem cu dans cu suita de Muntenia. Atenție! Come on.
Ne așezăm pentru Argeș. Respirăm. Trageți aer. Hai. Gata? Bun. Capul sus. Strângeți la jumătate. Și voi cercul mic. Da? Mai strângi. Cercul mare cu brațele desfăcute. Da? Îi dăm drumul. Atenție! Thank you.
Doamnelor și domnilor, mi-ar fi plăcut să știu și eu atâția pași și să fiu atât de sprintenă cum sunt acești copii minunați din orașul Mioveni, dar vă promit că o să vin la câteva repetiții și am să învăț. Spune-mi, te rog, cum te numești? Enache Dariana Maria. De ce îți plac ție dansurile populare? Sunt frumoase. De când vii la dansuri? De 3 ani. Care este dansul care îți place ție cel mai mult? Toate. Toate îți plac? Da. Dar știi ceva, pentru că nu ne aude nimeni, cum lucrezi tu cu domnul instructor Horobeanu? Foarte bine. Da? Nu e rău? Nu. Dar ce-ți place la dumnealui? Este calm cu noi, ne învață multe lucruri, dansuri noi. Am înțeles. Mergem și pe partea cealaltă, pentru că avem aici un băiat și din nefericire am constatat că de-a lungul timpului fetițele sau fetele în general sunt mult mai pasionate de dansul popular, în timp ce băieții parcă să spun că sunt puțin mai reticenți sau sunt și mai puțini. Dar am văzut că aici la Mioveni sunt totuși și câțiva băieți, pentru că vă reamintesc că ne aflăm la Centrul Cultural Educativ din orașul Mioveni, acolo unde doamna director Argentina Culcuș a adunat o mână de oameni inimoși, printre care și domnul Nelu Horobeanu, cel care se ocupă de acești copii minunați și nu numai de aceștia. De aceea te rog pe tine să ne spui acum, de când vii la dansuri populare? Aproape de 4 ani. De 4 ani? Dar câți ani ai? Aproape 10, fac pe 31 ianuarie. Ceea ce înseamnă că tu vii la dansuri populare de la vârsta de 6 ani. Da. Dar cine te-a îndrumat pe tine așa? Cine a venit prima dată cu sugestia să spună, uite, nu vrei să vezi cum e un dans popular? Tata e al meu. Da, dumnealui știe să danseze? Și el știe, da. Și cine mai știe din familie? Tati... Și mami, toată familia. Costumul ăsta frumos pe care îl ai este al tău sau de unde? Nu, este de la Centrul Cultural. Îți place? Da. Dacă tot ne-ai spus că vii de aproape 4 ani, parcă așa am reținut puțin mai devreme, ați participat la serbări, la spectacole, nu știu, la festivaluri, da? Da, da. Și nu ai emoții când te vezi pe scenă? Nu. De ce? Pentru că... Știi dansurile foarte bine, da? Da. Bravo. Mă vezi și pe mine? Da. Gata, am aranjat. Deci am găsit un profesor care să mă instruiască, dar vin și pe partea asta pentru că avem și aici niște fetițe și avem și niște băieței. Ia să ne venim aici. Avem o cunoștință mai veche aici. Ce faci, Andrei? Bine. Păi tu și la muzică, și la dansuri, și la serbări, și la spectacole? Da. La școală? E bine. Mai răruț, că e mai drăguț. Da. Spune-mi, te rog, de când vii la dansurile populare? De 4 ani. De 4 ani și tu tot de 4 ani. Și da. Câți ani ai? 10. Deci de la 6 ani ai venit la dansurile populare. Da. Dar ce-ți place ție mai mult? Dansul, muzica? Și dansul și muzica. Și amândouă la fel nu se poate. Ba da. Se poate? Da. Dintre dansuri, care îți plac cele mai mult? Că eu am văzut pe parcursul emisiunii și știam de altfel, pentru că o să spun un secret, pe domnul Nelu Horobeanu îl cunosc de când, nu chiar de când eram așa ca voi, dar oricum de foarte mult timp. Ce îți place ție cel mai mult? Care suită îți place cel mai mult? Oltul. De ce? Pentru că îmi place foarte mult ultima parte, cu pinteni. Aia îți place cel mai mult? Da. Ai ceva rădăcini în Oltenia? Da, tati. Tati e oltean? Da. Gata, am deslușit misterul. Deci de acolo ți se trage ție pasiunea pentru dansurile populare, înțeleg, da? Da. Și atunci mami e de aici, din zona din Argeș? Da. Da. Atunci, dacă dansurile oltenești îți plac mai mult, mă gândesc că muzica, pentru că telespectatorii probabil că te recunosc, că tu ești și un, hai să zic, deja un talent al muzicii populare, cred că muzica este cea argeșeană care îți place mai mult, nu? Da. A nimerit-o? Da. Ievrica a nimerit-o. Bravo, Andrei. O fetiță frumoasă, nu știu cu care să vorbesc, pentru că mă gândeam înainte de emisiune să văd care e mai dezghețat, să nu aibă emoții, dar văd că n-am descoperit niciunul. E cineva care are emoții? Nu. 1, 2, 3 și e cineva care are emoții? Nu! Vedeți, mi-e greu. Am văzut acolo pe cineva care spune că are emoții, mai întreb o dată ca să vedem. E cineva care are emoții? Nu! Uite acolo, domnul Horobeanu zice că are, îl credem? Da. El crede în care emoții. Atenție la mine. Da? Da. Da. Continuăm cu pașii de briu. Poftim și tu la loc, intră la locul tău, că executăm pașii deocamdată. Lasă brațe jos,
Linia 1 cu linia 2 face tot de încerc, nu la mine să te legă la dacă te deranjează. Da? Linia 1 cu 2 și 3 cu 4. Mișcați-vă. Strângeți un pic la jumătate, vă rog mult. Strângeți la jumătate, desfă lateral, da? Desfaceți semicercul. Desfă, dă-te mai și mai spate un pic. Bun. Primul pas, atenție. Primul pas. Avem pas așezat, da? Pe toată talpa. 1 și spate. Față și spate. Față și spate, față și spate. Coasă, da? Următorul. Peste și la loc. Întinde și urmărește cu cap. Peste și la loc. Peste și la loc. Peste și la loc. Peste, stop. Următorul. Brâul pe 6, da? Aici mai avem așa. Atenție, peste piciori. Sări și 1, 2, 3. Sări și 1, 2, 3. Sări și 1, 2, capul. Sări și jumătate de corp. Sări și 1, 2, 3. Sări. Și 1, 2, 3, sări, și 1, 2, 3, hei, sări, și 1, 2, 3, sări, stop! Următorul, vină mai în față, vină mai în față, avem primul pe 6, fiți atenți! Și avem așa, 1, 2, 3, la timpul 3, genunchi e sus, la timpul 3, genunchi e sus și avem sincopă, da? Pe piciorul drept avem sincopă, 2, și 1, 2, 3, și 1, 2, 3, 1, 2, sus, și 1, 2, 3, 1, 3 și 1, 2, 3, 3 și 1, 2, 3, 3 și 1, 2, stop, stop. Da, mergem mai departe. Peste piciori. Avem 1, 2, 3, 4, 5 și 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 și 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5 și 1, 2, 3. 3, 4, 5 și 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 3, 4, 5 și 1, 2, 3. Stop. Să nu confundăm. Veniți mai față, linia 1 mai față. Să nu confundăm. Să nu confundăm pasul peste picior cu pasul lateral. Atenție, la lateral avem așa. 1, 2, 3 și 1, 2, 3, 2. Atenție, dreptul dreapta 2 și 1, 2, 3, 4, 5 și 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 și 1, 2, 3. 5 și 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. În spate. 1, 2, 3, 4, 5. O să încerc. 5 și 1, 2, 3. 1, 2, 3, 8. Da, când linge. Fiți atent. 1 de pe vârf. Executăm interior. Exterior, interior și 1, 2. 1, 2, da? 2 și 1, 2, 3 și 1, 2. 2, 3 și 1, 2. 1, 3 și 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3 și 1, 2. Stop și ultimul pas, bătaie, da? Pe toată talpa, ușor aplecați capul față. 1, 2, 3 și 1, 2, 3. 4 și 1, 2, 3. Și 1, 2, 3. Stop. Poftiți pentru brâu. Linia 1 și 2 acolo, linia 3 și 4 acolo. Dragii mei, coreografia pentru brâu, da? Haideți să, linia, dați-o mai un pic mai. Da? Deci ne apropiem, apoi avem V-uri, da? La săritură, atenție, la săritură, la foaie verde trebuie să aiți, da? Foaie verde, ușor, picioare aproape, da? Nu vreau să săriți picioarele pătate. Da? Începem? Da. Succes! Thank you.
Avem brațul sus, brațul sus, sus, brațul. Hei, nu, nu, o singură bătaie, eu. Brațul sus. Ia spune-mi ție care dansuri îți plac cel mai mult. Oltul și mușcelul. De ce mușcelul? Pentru că este foarte vioi. Am înțeles, deci trebuie să aibă un pic de ritm ca să-ți placă, da? Costumoașul popular pe care îl porți îți place? Da. Roșul acesta cu alb este tot așa o culoare vie, o culoare energizantă, mi se pare mie, nu? Da. Dar ce părere aveți voi? Sunt, nu știu, când faceți repetițiile, vă simțiți că veniți din obligație, simțiți că veniți din plăcere? Ce simțiți voi? Eu că vin din plăcere. Și de câte ori pe săptămână vii? De 4 ori. De pe săptămână o dată. Da. O dată pe săptămână e suficient? Da. Auziți, deci putem învăța dansurile populare venind doar o dată pe săptămână la repetiții. Cine nu știe, că cine știe, ia să vedem, cine e cel mai vechi? Toată lumea a venit odată, nu? Da. Nu chiar? Tu ai venit mai târziu sau mai devreme? Mai târziu. Mai târziu. Hai că am găsit pe cineva care a venit un pic mai târziu. Ia stai, să stăm așa cu fața la cameră. Dar de ce înseamnă mai târziu? De 3 ani probabil, nu? De 2 ani. De 2 ani. Păi și cum ai reușit tu să te integrezi atât de bine? Că eu n-am remarcat că n-ai fi știut pașii. Îți place dansul popular? Da. De domnul instructor, cum lucrează cu voi? Îți place? Da. Dacă mă înscriu și eu la dansuri, ce părere ai? O să reușesc să învăț? Da. Sigur? Da. Bine, eu vă mulțumesc mult de tot, vă felicit pe voi și felicit și pe părinții voștri pentru că rup din timpul dumnealor și vă călăuzesc pe drumul jocului popular și în egală măsură felicit și pe doamna director Argentina Culcuș pentru că a găsit de cuvință ca la Centrul Cultural Educativ să-și găsească locul și această secție de dansuri populare și bineînțeles și pe domnul Nelu Horobeanu pe care rog frumos să vină alături de noi. Trebuie să facem cunoștință. Bună ziua! Sărut mâna! Bună ziua și bine ați venit la ora noastră de repetiție. Eu vă mulțumesc în primul rând pentru că ne-ați primit. Nu mă așteptam să fie atât de energică o oră de repetiții la... Cred că n-a fost de mai mult de o oră. E mai mult de o oră și nu e tot ce facem pentru că astăzi am avut o ședință de dans popular. Dar noi dansăm și dans modern, nu-i așa, copii? Da. N-am auzit niciunul că îi place dansul modern. Ce dansuri am învățat cu el? Nu mai știu, uite... Ce dansuri am învățat ea? Modern. Din dansul modern. Vals. Vals? Și mai ce? Cea-cea. Cea-cea? Tot cea-cea. Asta vă place mai mult vouă. Da. Și ce mai învățat? Păi învățăm tango, vals, cea-cea, latino și cam atât, numai ce le trebuie tinerilor, copiilor să se descurce în viață, adică momentele frumoase ale lor, ale vieților, să știe să se miște, să știe să danseze, să creeze atmosfera. Așa? Domnul Horobeanu, dar trebuie să facem și o, cum să spunem, o introducere, așa, să le spunem telespectatorilor că noi am dat cam buzna așa în timpul repetițiilor. De câte ori vă întâlniți la Centrul Cultural Educativ cu această grupă? Pentru că eu vin de la Câmpul Lung Mușcel, numai o dată pe săptămână, vinerea, dar nu stăm numai o oră, putem să stăm și mai mult, ca și astăzi de altfel, putem stăm 2 ore, 3,
depinde cât, până lucrăm până ne iese momentul, ceea ce ne propunem să facem, pentru că la fiecare ședință stau de vorbă cu ei, vreau să îi știu în formă pe fiecare, iată și acum după 2 ore de repetiție m-au puterea să zâmbească și îi întreb ce vor să facă, eu le propun câteva variante, iar ei își aleg ce vor să facă, ori dans popular, ori dans modern, ori și atunci lucrăm cu mare drag, că de-aia cred că le și place, pentru că e muncă enorm. În spatele acestor 4 ani se adună, cred că, sute de ore de muncă și de repetiție și de transpirație, dar dacă faci cu plăcere ceea ce faci, nu simți oboseală. Așa? Așa e? De când în acești 4 ani toți copiii au venit cu aceeași pasiune, au mai fost și care s-au... Se întâmplă următorul fenomen. Ei sunt cei care s-au autoselectat, când spun acest lucru. La început, la înscriere, în fiecare an, Centrul Cultural și noi înscriem liber toți copiii care doresc să... Toți copiii din Mioveni, chiar pe toți îi vreau aici și fac 5 serii, 6 serii, nu contează. Iar în funcție de cât evoluăm în dans și în pregătire, se autoselectează, pentru că nu e deloc ușor. Și ca orice copil, când simte că e greu, spune acasă, nu mai îmi place. Nu mă mai duc, am orice alt motiv. Mie nu mai îmi place dansul. Aici vreau să fac un apel părinților, tuturor părinților, celor care sunt aici, mulțumesc părinților pentru că nu i-au lăsat. Pentru că dacă îi lăsăm pe copii să decidă ei și să spună nu-mi place, nimic nu o să mai facem. Așa că ia să mai încercăm un pic, încerc și eu câteodată din prea exigent, poate că sunt câteodată, dar e normal ca să atingi și să faci performanță, așa trebuie să fii, să fim corecți toți și să o executăm cum trebuie. Încerc și eu să mai las de la mine, cum mai pun și ei de la ei și iată-ne, deci ei sunt autoselectați. Cursurile despre care vorbiți dumneavoastră sunt contra cost? Nu, cursurile sunt gratuite, Centrul Cultural și Primăria Consiliului Local suportă toată cheltuiala pentru ca acești tineri să se pregătească. Astăzi suntem la domeniul popular de dans popular, dar avem, așa cum bine știți, o mulțime de cercuri, de alte cercuri, fiecare copil, după funcție talentul, de talentul pe care îl are. De talentul și ceea ce unde se găsește el. Că, și aici să nu facem prostia, să trimitem copiii, acum am văzut ce frumos a mișcat aia, mergeți la dans popular. Nu, nu e așa. Lor trebuie să le placă. În primul rând să-i placă ceea ce face și după aceea... Și cum am văzut puțin mai devreme, ne-a spus un dansator, ne-a spus Andrei puțin mai devreme, că lui îi plac mai mult dansurile populare, oltenești, pentru că tati este oltean. Da. Probabil că da, undeva da. I-a rămas o genă. Haideți să facem pașii, strângeți la jumătate. A, sunteți triști, de ce? Ha? Ia, atenție! Prima dată, pasul de rustem. Cu dreptul în dreapta, 3 pași lateral și avem 1, 2, dați-vă linia mai spate ca să vă puteți vedea și voi. Și avem așa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pas în față, 1, 2, 3, pas, 1, 2, 3, da? Acum cu pas în spate. Nu zicem cine, al cui e pașul. Nu spune al cui e pașul ăla de spate. Știți al cui e? Bine, nu. Da? Dreapta, 1, 2, 3, 2 și 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pas în spate, copii. 1, 2, 3, și în față. 1, 2, 3, pas. Încă o dată pasul ăsta, vă rog. 2 și 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pas în spate. 1, 2, 3 și 1, 2, 3, pas. Ați înțeles? Urmează gala 1. Pasul cu piciorul sus până atingem șezutul. 2 și 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulțumesc, stop, totodat. Timpul lunii e jos, când zic unul, da? Vârf, vârf, călcâi, pas. Avem vârf, vârf, călcâi, pas. Vârf, călcâi, pas, călcâi, pas, călcâi, pas. Vârf, vârf, călcâi, pas, vârf, vârf, peste. 1, 2, 3, 4, sări, 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 stop. Da? Bun, urmează 3 păzești. Da, atenție, la 3 păzește, corpul se duce pe braț, ușor a plecat, pe 1, 2, 3 în spate. 1, 2, 3, stâng, stâng, pas. 1, 2, 3, stâng, stâng, pas. 1, 2, 3, stâng, stâng, pas. 1, 2, 3, cheie, stop. La cheie avem 8 cu 4. Da? Cheie peste. 2 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2 pe călcâi, 4,
Una, bat și ei de la cap. Un stop, toți, toți. Cheie, doi, și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3 și pas, bat și ei la cap. 1, 2, 3, stâng, stâng, 1, 2, 3, stâng, stâng, 1, 2, 3, stâng, stâng, 1, 2, 3, cheie și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 și 1, 2, 1, 2, 3 și pas, la cap și 1, 2, 3, stâng, stâng, 1, 2, 3, 1, 2, 3, stâng, stâng, pas, și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 și 1, 2, la 2, 1, 3 și pas, 2, 8, 8, 3, 1, 2, 3, pas de stâlp voltărească, drept, 2, și drept, stâng, 1, 2, 3, stâng, drept, l-am dus, drept, stâng, stâng, peste, sări, sări, 1, 2, 3, sări, sări, 1, 2, 3, sări, sări, 2, 3, sări, stop, băieți, în față, fetele în spate. Băieți în față. Drept, stâng, pinte, pinte. Lasă de brațe pe umăr, nu așa. Nu, nu, lasă-mă pe mine. Lasă-mă, mă las sus. Andrei, nu. Așa. Nu. Așa, departe. Așa. Da? Andrei, trageți un pic mai încolo toți. Toți băieți. Fetele, drept, stâng, 1, 2, 3, stâng, drept, 1, 2, 3. Da? Băieți, 2, aveți așa. Drept, stâng, pinte, pinte. 2, atenție, fetele drept, stâng, acolo plecăm. 2 și drept, stâng, pinte, pinte, 1, 2, pinte, pinte, 1, 2, pinte, pinte, 1, 2, multe, 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 ha, multe, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, jos, 8 și toate. Hai, sus, sus, da? Cu piciorul drept. Cu piciorul drept în față. Asta e poziția. Jos. Și mâna pe genunchi. Da? Atenție. Ne ridicăm. Salutăm. Vă doresc succes de la cap. Fetița. Așa. Cine nu știe? Care nu știe jos de pe scenă? Cine nu știe pasul? Știi pașii? Sigur? Bun. Mai în față, băi. Mergem cu altul. Gata? Vreau să vă spun că am început mai nou și alte feluri de dansuri, alte feluri de jocuri populare. Vreau să ating toate zonele etnogeografice ale României și ia să-i întrebăm pe ei ce dans nou, la ce lucrăm noi acum, la dansul de? Moldova. La dansul de Moldova. Wow, deci ați trecut ați fost în Muntenia, ați fost în Oltenia. Da, acum suntem și pregătim Moldova anul acesta, vreau să termin acest dans. Și urmează Banat, urmează zona Oaș, urmează Călușul. O să învețe până pe la vreo 50-60 de ani, când o avea ei 60 de ani. Și o voi avea mai puțin ca ei, când după la 80 încep să devii copil. Așa. Mă rămân înapoi. Așa, și vom avea de învățat așadar tot timpul, toată viața, pași noi, nu ne plictisim. Asta este ideea. Știți de ce apreciez eu ce faceți dumneavoastră aici și faptul că din experiență sunteți de acord să împărtășiți și copiilor. Din nefericire am avut ocazia, pentru că au fost sărbătorile, să constat că foarte mulți tineri și poate și mai puțin tineri, când începe un dans popular, zice aia, nu, că eu nu știu pașii. Parcă e un pic, nu știu, te rănește puțin așa, să știi, domnule, sunt român și nu știu un pas de horă sau un pas de sârbă. Poate valurile vieții ne vor duce, cum sunt timpurile de acum, în afara granițelor țării. Cât de mândri ne-am simțit atunci când auzim un ritm românesc, să putem să legăm 2-3 pași și să le arătăm străinilor ce frumoasă este tradiția noastră. Acum tragedia, la ei sunt niște fericiți și părinții sunt fericiți că îi văd pe copii că se mișcă și se mișcă în ritm. Problema este la cei care sunt acum de liceu, zic eu, adolescenții, nu? Da, da, da. Și cei care vă spun ce mi se întâmplă. Mi se întâmplă când îmi bate la ușă la birou câte un cuplu așa care se căsătoresc. Una zi, vrem să ne învățați și pe noi, că am auzit că da, zic, hai să încercăm să învățăm. Păi zic, dar ce, nu știm nimic. În general, băieții, cum a spus, sunt mai stângaci un pic decât fetițele și ajung la vârsta lor să le mișc picioarele cu mâinile. Dar problema e că vin atunci în ultima clipă, știți? Zice, ne căsătorim, avem evenimentul și să nu ne călcăm pe picioare. Și atunci îi întreb, așa cum întreb pe toți tinerii, mă, dar până acum ce ați făcut? Atâta timp cât eu am fost
fie la Mioveni, fie la Câmpul Lung, fie la Rucări, fie la peste tot pe unde mă duc și predau. Voi de ce la asta? Păi atunci pe vremea ziceam că nu ne place, că nu îmbrăcăm noi costume populare și iată că vine momentul în care trebuie să faci acest lucru. Și dacă nu-l faci de mic, atunci e mult mai greu când ești mai mare, că te repezi și nu știi ce să mai faci prima dată. Cu atât mai lăudabilă atunci inițiativa instituțiilor culturale și a școlilor, pentru că am remarcat că în ultima perioadă școlile, cadrele didactice încep să aducă în atenție dansul popular și cântecul popular și portul popular, dar efortul de a arăta atât de frumos copiii îmbrăcați cu siguranță aparține unor instituții, pentru că aceste costume sunt destul de scumpe și cred că puține familii ar reuși în timpurile noastre să mai rupă din bugetul și așa puțin să își permite să cumpere astfel de costume. Pe de o parte, iar pe de altă parte, ei cresc foarte repede și ceea ce acum le este bun, peste câțiva ani transferul nu mai este. Da, da, a venit transferul de și de costume și de generație și de tradiție, pentru că noi trebuie, da, le-am spus, în afară de orele de dans, noi avem și ore de teorie, când atunci când le explic și le spun ce înseamnă folclorul, ce înseamnă tradiția, ce înseamnă portul popular, de ce strigăm la jocul popular și ce... Ia să auzim și noi, de ce strigăm la jocul popular? Păi întrebați-i pe ei. Întrebați-i pe oricare. De ce strigăm la jocul popular? De ce strigăm? Hai să vedem cu cine n-am vorbit. Uite aici o fetiță cu ochi frumoși. Ia spune, de ce? Hai să stăm așa cu fața către cameră ca să ne vadă toată lumea, să ne vadă mami și tati. Cu cine vii tu la dansuri? Câteodată cu prietenii. Așa. Spune-mi ce semnificație au strigăturile. Pentru a transmite mesajul jocurilor populare. Așa e, domnule instructor? Da. Perfect. Foarte bine. Foarte bine. Da. Strigăturile sunt pline de umor și la orele de teorie le explic și ce înseamnă să păstrăm tradiția și să o ducem mai departe. Pentru că nici eu nu am învățat, nu, pe vremea când dansam, nu exista o școală neapărat să înveți hora sau sârba sau ciobănașul. Sau... Ei, le-am învățat de la bătrâni, de la bunicii, străbunicii, pe care le-am dus mai departe, le predau lor și ei, la rândul lor, cu siguranță din 40 de copii cât sunt aici, 1, 2 sau chiar 5 sau chiar toți, vor deveni coregraf și maestrii vor putea învăța copiilor, copiii copiilor lor și așa facem transferul de costume și de folclor de Paște. Despre aceste costume frumoase, ce ar trebui să știe? Pentru copiii de pe scenă cu siguranță știu, dar sunt în fața micilor ecrane oameni care privindu-i poate dau puțin timpul înapoi și își reamintesc când erau de această vârstă, erau la școală și îmbrăcau cu mândrie aceste costume. Poate că de acolo știu pașii pe care îi fac acum la petreceri, de exemplu. Dar cu siguranță sunt și tineri la început de drum, care află de la dumneavoastră acum de ce e atât de important costumul popular. Ceea ce spun eu acum, copiii mei, elevii mei deja știu, costumul popular este ceea ce ne reprezintă ca nație. Și acum o mică paranteză, dacă mergem doi în civil pe stradă, eu român și altcineva englez în dreapta stânga mea sau francez, și suntem îmbrăcați civil, nu știm care e unul și care e celălalt. Numai dacă vorbim și cineva ne aude vorbit. Corect. Dar mergând în costum popular pe stradă, este ceea ce ne reprezintă ca nație. Costumul popular ne dă identitatea noastră de români și face diferența chiar și între noi românii. Și între noi românii, pentru că acest costum este un costum de Muntenia, cu influență, cu vâlnic, cu influență oltenească, ușor, pentru că sunt costume de copii, dar costumul de Muntenia este costumul format la fată din ie, fotă, poale, maramă, legătoare, care sunt cele mai importante piese și bete, la băiat cămășuță, pantaloni, vestă și căciulă muntenească. Iar celelalte costume, costumul de oaș, de Maramureș, este diferit de cel de Muntenie și așa mai departe, dumneavoastră puteți să faceți diferența, chiar și cel oltenesc nu seamănă cu cel din Moldova. Costumul de căluș este tradițional și recunoaștem și... Iată că aceste costume ne reprezintă ca nație. Ar fi foarte frumos și ar fi foarte interesant dacă și noi, acasă la noi, am păstra astfel de costume, fie că sunt mai mici, fie că sunt mai mari, pentru că există cu siguranță un moment în viața noastră în care vom fi mândri să-l purtăm sau vom fi mândri măcar să-l avem acolo, iar când primim în vizită, poate și străini, prieteni străini, să putem să le spunem, acesta este izvorul de unde mi-am luat viață.
pentru mine, credeți-mă, este un lucru extraordinar. De aceea, încă o dată, apreciez munca pe care o faceți cu acești copii. Dacă mi-ar fi permis să întreb, dumneavoastră, de când știți să dansați? Mă gândeam că mă întrebați eu de ce n-am costum. Bine, și asta aș fi putut să întreb. Normal ar fi fost și îmi cer scuze. Dar fiind o repetiție, am venit îmbrăcat așa ca să mă pot mișca mai lejer și port cu drag costumul popular. Cred că m-ați văzut și ați văzut nenumărate emisiuni și pe spectacole. Vin îmbrăcat în costum și mi-e drag. Ce m-ați întrebat, repetați, ca să revin la întrebare. Vă întrebam de ce aceste dansuri pe care le au copii, de ce este foarte important să le păstreze și să le ducă mai departe din experiența dumneavoastră și cine v-a învățat să dansați și de când dansați? Dacă mă apuc să povestesc despre mine, la vârsta care am, trebuie să vorbesc și de când dansez, trebuie să vorbesc cu vreo două ore și nu e timp în emisiune. Bine, hai să scurtăm atunci, să o luăm așa pe scurtături. Dansurile pe care le-am învățat și pe care le știu sunt adunate de la, cum spuneam, de la bătrâni. Am lucrat cu foarte mulți coregrafi pricepuți din România și spun din România, din mai multe zone ale țării. De la fiecare mi-a plăcut să învăț câte ceva și adăugând și punând un pic de la mine, le-am transformat și le-am făcut dansuri cu identitate Nelu Horobeanu, că ceea ce facem noi, altcineva nu mai face și nici nu are dreptul să mai facă, pentru că suntem cu drept de autor. Am înțeles și este normal ca fiecare să își pună amprenta personală pe ceea ce face, dar tot n-am înțeles de când dansați. De când eram pe clasa a întâia sau a doua, am fost descoperit la o preselecție la școală la Lerești, acolo unde locuiesc, în Câmpul Lung, și a venit un profesor de muzică și cine vrea să vină la dansuri. Și cine vrea să vină la dansuri, zice, ora... Se mai duce la școală. Da, exact. Zice, ora asta face repetiție și eu aveam matematică atunci. Aia zic, ce să mai matematică, e bine la dans. Și m-am dus la dans, mai stângaș, mai cu dreptul în stângul, cu stângul în dreptul. După aia făceam repetițiile, erau niște avantaje. Acolo cei care mergeau la activități extrașcolare aveau niște avantaje. Erau mai bine văzuți de învățători, de profesori, părinții, erau mai atenți. Lumea mai mândri. Mai mândri, lumea te lăuda, puteai să fii și un pic mai nepriceput în ale matematicii, că se completa cu partea cealaltă. Și de atunci, ce să mai, nu m-am mai oprit niciodată, nici măcar în armată, și acolo mi-am făcut un ansamblu și acolo am dansat și dansez peste tot. Cu acești copii, ce proiecte de viitor aveți? Așa cum v-am spus, noi suntem încă în stadiu de pregătire, chiar dacă ați văzut ceva frumos și place ochiului, avem foarte, foarte mult de muncă. Vreau ca anul acesta să, cu ajutorul doamnei director Argentina și domnului primar și tuturor consilierilor și toți cei care veghează pentru buna desfășurare a activităților noastre a Centrului Cultural, vreau să plecăm undeva în străinătate să arătăm și străinilor ceea ce știu ei și la vârsta lor ce știu să facă. Deci o plecare în străinătate, un festival internațional de copii. Vreau să particip la mai multe festivaluri în țară, festivaluri concurs. Noi deja am participat la foarte multe spectacole cu caracter local, deocamdată. Bine, ei sunt și foarte micuți, la 7-8 anișori, e puțin și să spun, greu. Da, și să spun național, pentru că am participat și la comunele limitrofe Mioveni, dar... Vreau să mergem la festival concurs, unde să câștigăm, să ne bucurăm acum de rodul muncii noastre. Drept este, după 4 ani de zile încep să devii un dansator cu experiență. Eu vorbesc deja acum la fiecare repetiție cu ei în termeni coregrafici, ei mă înțeleg foarte bine, chiar ne înțelegem foarte bine și... Eu vă doresc succes atunci și vă mulțumesc frumos că... ați fost de acord să participăm împreună la această repetiție. Copiilor le mulțumesc încă o dată și îi felicit pentru preocupările lor. Și eu mulțumesc conducerii doamnei director, mulțumesc părinților încă o dată, mii de mulțumesc părinților pentru că au fost lângă ei, sunt lângă noi, ne ajută, ne sprijină, sunt foarte săritori și ți-e drag să lucrezi. Dar mi-aș fi propus și le-am și propus să vină și părinții. Uite ce frumos, da, ce frumos ar fi să vedem, nu e de râs deloc. Că eu nu prea glumesc cu chestii de scenă. Ar fi bine să-i vedem și pe părinții în spate, așa să avem un ansamblu de copii, copiii celor din spatele nostru, știți? Așa. Și să se vadă transferul de generație, adică ar fi foarte frumos. Dar până una alta eu invit pe toți cei care doresc și le place să învețe să se miște în ritm. Poftiți la Centrul Cultural. La dans popular. La dans popular.
Vine și o formație. Acolo, acolo. Hai. Dragii mei, doi pași în față. Pentru astăzi, repetiția s-a încheiat. La revedere! La revedere! Ne vedem vinerea viitoare, la ora? 14. Vă mulțumesc! La revedere! Dragi prieteni, am ajuns la final de emisiune. Sunt convinsă că acești copii minunați au trezit în dumneavoastră dorința de a exersa măcar încă o dată ritmurile dansurilor populare. Îi mulțumesc domnului instructor Nelu Horobeanu că a acceptat să fim părtași. De obicei, repetițiile trebuie să nu le vadă nimeni, dar noi astăzi am reușit să-l convingem să ne dea voie și totodată vreau să mulțumesc și doamnei Argentina Culcuș și prin amabilitatea căreia am realizat această emisiune și bineînțeles vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, celor care ne-ați primit în casele dumneavoastră, pe mine și pe colegii care realizăm împreună emisiunea Satul Argeșan. La revedere!